Bună seara tuturor! Mulțumesc, David! Aș vrea să avem jumătate de oră la dispoziție. Ce lansăm acum este un album de fotografii. Sunt 89 de fotografii selectate din fotografiile pe care un arhitect, domnul Andrei Pandele, le-a făcut la început pe șes, adică în 21 și în 22 prima parte, după aceea la vedere, în timpul Revoluției. Ce este semnificativ în aceste fotografii este că ele au fost făcute cu mijloace tehnice care erau ale epocii, și anume a cuiva care era un fel de profesionist amator, care dispunea deci de mijloace tehnice de a realiza o fotografie de calitate, modeste. Erau modeste pentru că erau ale timpului și erau modeste pentru că este inițiativa unui cetățean, unui privat. Extraordinar la fotografii este că în momentul în care ele au fost mărite, fotografiile de mulțime, ele au scos la iveală, grație preciziei și rezoluției fotografiei, o realitate care nu se vedea cu ochiul liber atunci când contemplai mulțimile. Și comentariul meu la aceste 89 de fotografii pleacă de la revelația pe care am avut-o și pe care Andrei Pandele însuși a avut-o în momentul în care a mărit fotografiile mulțimii, adică ale masei, și a văzut că fiecare dintre oamenii care compun masa, fiecare are o fizionomie, o individualitate, care sunt proprii și care nu sunt ale mulțimii. Prejudecata este că atunci când privim o mulțime, vedem o masă. Nu, masa nu există, dragii mei. Există numai oamenii. Orice este extraordinar este că acest lucru iese acum la iveală. Nu, oamenii nu pot fi tratați paușal. Oamenii sunt individualități chiar și când sunt în mulțime. Și poate că ține de gloria și de grația acestei revoluții, și revin la cuvântul revoluție imediat, că oamenii care formau mulțimi în acea vreme, în ciuda cenușiului pe cenușiu a îmbrăcăminților, în ciuda cenușiului pe cenușiu a străzilor, în ciuda acestei mâzghe, nu știu cum să o numesc, era o mâzghe care era răspândită peste tot, inclusiv pe fețele noastre. În ciuda acestui lucru, acești oameni erau purtători de individualitate. Asta este pentru mine revelația acestor fotografii. Și mi-am revizuit o categorie filozofică, în fond, pentru că operam cu noțiunea de masă. Mă învățase Hannah Arendt, care îmi spunese că există o formă de agregare a oamenilor care se numește masă și care îl exonerează pe om de responsabilitatea prezenței lui. Ei bine, în aceste fotografii vedeți că nu masele au făcut Revoluția Română, ci indivizii. Și vin acum la cuvântul Revoluție. Revoluția Română din decembrie a primit tot felul de nume. Un nume era evenimentele din decembrie, pentru că oamenii s-au jenat să-i spună Revoluție. Alții mai îndrăzneți au construit sintagma deosebit de imbecilă, după părerea mea, numită loviluțile. Adică au combinat ideea de lovitură de stat cu ideea de revoluție și au construit această noțiune urâtă de loviluție. De ce li s-a spus evenimentele din decembrie și nu a fost acceptată cu inima deschisă noțiunea de revoluție? Pentru că Revoluția Română
a avut cel puțin două componente. Componenta străzii și componența politică a nomenclaturii, a celor care și-au spus emanația Revoluției și care, după conștiința tuturor celor care au fost în stradă, printre care și eu, au confiscat Revoluția și, din acest motiv, oamenii au spus evenimentele din decembrie, renunțând la capitalul moral pe care l-a constituit faptul de a se fi revoltat, de a ieși în stradă și de a face față mijloacelor de represiune care erau atunci și care nu trebuie uitate, pentru că Ceaușescu a tras în oameni, a folosit tanchetele pentru a intra în oameni și a, cum se spunea, a disipa mulțimea sau a despica un cordon de oameni. Oamenii care au fost arestați au fost bătuți în mod sistematic și în timpul anchetelor, cât timp au apucat oamenii anchetele, au fost torturați. Tortura clasică din pușcările comuniste, în care și apelativele din anii 50 fuseseră păstrate. Am auzit cu ochii mei la Jilava, nouă ni se spunea arestaților bandiților. Exact cum ni se spunea în anii 50, prin urmare a existat o cultură instituțională penitenciară care a regăsit, odată cu instinctele ucigașe și represive, și limbajul de tematizare a celui care fusese arestat. Prin urmare, îmi vine să spun, dragii mei, nu renunțați la capitalul de onoare pe care îl constituie faptul de a vă fi revoltat. Prin urmare, a fost o revoluție. Dacă este să o gândim din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat, îmi vine să spun, și sunt sigur că Ionuț mă va aproba, și din punctul de vedere al amplorii schimbărilor și al naturii schimbărilor care s-au petrecut, avem de-a face cu o revoluție. Pentru că regimul politic s-a schimbat și nu doar regimul politic, s-a schimbat structura de agregare socială a societății. Pentru că dacă primul se baza pe colectivism, pe supraveghere și așa mai departe, pe exproprierea individualității și a cetățeniei de către statul comunist, după Revoluție avem o redare a calității de cetățean și a faptului că societatea s-a reconstruit pe baze care sunt liberale în sensul clasic al termenului, începând cu structura de proprietate care are încă acum, spre deosebire de comunismul în centru, ideea de proprietate individuală asupra corpului tău în primul rând, asupra mijloacelor de producție, cum spun marxiștii, asupra caselor, asupra pământului și așa mai departe. Deci, având în centru ideea de proprietate individuală. În urmare, s-a schimbat baza raporturilor sociale dintre oameni. Și ca atare, da, a fost o revoluție și din acest punct de vedere. Pentru că s-a schimbat totul ca și cum ai inversa semnul. Unde avem o jenă în continuare este la nivelul elitelor conducătoare, la nivelul supraviețuirilor de cultură instituțională, ori chiar de instituții, care însă, după percepția mea, contrazic schimbarea și dovada că o contrazic fără să o influențeze este că noi tratăm aceste lucruri ca fiind resturi, ca fiind remanențe. Altfel spus, există convingerea morală în societate că Ion Iliescu aparține trecutului. Că Dragnea, când era mare și tare, și el aparținea trecutului, deși ne călărea extraordinar de eficace. Toate aceste fenomene sunt pentru noi de trecut. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere moral, pentru noi, de fapt, a fost o revoluție. Vin acum înapoi la acest album. Mi-a adus în memorie foarte multe lucruri pe care am greșit că le-am uitat sau le-am trecut în bagajul pasiv al memoriei mele. Am uitat bunăoară ce a însemnat, de fapt, Revoluția Română pentru cei care au ieșit în stradă. A fost regăsirea fraternității. Amintiți-vă, vă rog, felul în care
s-a reinventat spontan ideea de seamăn, ideea de aproape. Pentru noi, aproapele era turnătorul. Raporturile noastre cu semenul nostru erau bazate pe suspiciune, pe neîncredere. Ori în stradă ne-am eliberat de suspiciune și am redescoperit în aproapele nostru cel cu care putem fraterniza, altfel spus, cel pe care spontan îl investim cu încredere. A fost, din punctul ăsta de vedere, o sărbătoare. Deși era o sărbătoare atât de cenușie, mâzga a fost perfect păstrată de Andrei Pandele în aceste fotografii. Și pe asta o uitasem. Am uitat cât de uniform eram. Noi, uitați-vă, dacă întoarceți capetele și vă uitați, suntem foarte diferiți prin vestimentație, prin felul în care ne purtăm. Când vedeți fotografiile acestor individualități, o să vedeți că, deși nu era ca în China cu uniformă militară și cu dopul ăla sau ce era general și culoarea, totuși noi eram extraordinar de uniformizați. Ne îmbrăcam la fel. Eram la fel. Ce mai de necrezut? Și asta am uitat. Am uitat după aceea strada, cât de murdare era, clădirile, ce mâzgă. Și mi-am amintit că acest lucru se păstrează perfect, inclusiv pentru monumentele istorice care au avut ghinionul să intre pe mâna comuniștilor. Oricine se duce în Berlinul de Est, descoperă comunismul. Cum trece în Berlinul de Vest, redescoperă societatea normală, care e făcută din individualități, din... și așa mai departe. Ce este acolo? Este acest cenușiu pe cenușiu, cum l-am numit. Ei bine, dacă vă duceți la Potsdam, care nu are nicio legătură cu comunismul, dar are legătură cu el faptul că a avut ghinionul să intre în zona estică, ei bine, veți vedea mâzga inclusiv pe aleile lui Friedrich cel Mare. Totul, e incredibil. Vă uitați pe zidurile alea, care au fost întreținute de bine de rău mai bine, pentru că erau monumente istorice. Și vedeți mâzga. Comunismul, din acest punct de vedere, este o mâzgă. Este o mâzgă pe oameni, pe clădiri, pe aer. Andrei Pandele și pe asta a prins-o. Aerul, care este plin de mâzga comunistă. Albumul mi se pare excepțional. Mi-am notat câteva lucruri. Despre aceste fotografii. Unul este că am avut revelația individualităților. Nu există anonim, nu există masă. Sunt oameni. Sunt individualități. A doua este densitatea lor. Am uitat cât de mulți erau. Era un popor. Realmente era un popor. Ce înseamnă un popor dacă ce vedem în pozele astea nu este un popor? Cine poate să spună că n-a ieșit poporul român la Revoluție? Densitatea umană era incredibilă. Iar acest popor era făcut din individualități, revin asupra acestei idei. Nu eram masă. Nici măcar când strigam, nu eram masă, eram individualități. Alt lucru pe care l-am priceput văzând fotografiile de Andrei Pandele este următorul. Ce este mai mult într-o fotografie decât în realitate? Noi acum trăim, intrăm în raporturi, cum să vă spun, tranzitorii, privirile, fețele, nu știu ce. Dacă cineva ar filma și după aceea ne-am uitat cu atent, abia atunci am vedea un lucru care se întâmplă în realitate. Dar pentru că noi suntem angajați în tranzitoriul temporalității, nu suntem atenți. Fiecare clipă a vieții noastre este făcută din eternitate. Raporturile în care intrăm sunt secvențe ale eternității. Fotografia le prinde. Ce redescoperi privind o fotografie de calitate este că eternitatea este cu noi în fiecare clipă. Și fotograful de geniu, cum este Pandele, pac, o prinde. Te uiți
ai fost acolo, ai văzut oamenii, ai fost printre ei, ai văzut balconul CC-ului, fie numele blestemat pe vecie, dar ce n-ai văzut este eternitatea din secvențele pe care le-ai trăit. Și acum, o chestie politică. Fii atent, Ionuț, că mi-a venit o idee tare de tot. Au fost două momente cu balconul. Era momentul în care oamenii erau în balcon și momentul în care a apărut Iliescu în balcon. Sunt două momente distincte. Politic vorbind, de teorie politică mă refer, primul moment, când oamenii sunt la balcon, nu există mijloacele de amplificare. Normal, pentru că ale erau ale lui Ceaușescu și ale băieților. Băieții nu le scoseseră la bătaie încă. Și atunci, știți ce făceau oamenii care erau la balcon? Nu țineau discursul. Primul moment al Revoluției nu este al cuvântului, nu este al discursului, ci este al faptului de a te arăta. Oamenii se arătau pe ei și spuneau, eu sunt voi. Ce vedeți voi aici la balcon, sunteți voi. Deci primul moment al Revoluției este a te arăta. Iar a te arăta înseamnă, dacă sunt aici, este pentru că suntem liberi. Ce arătau ei prin faptul că erau la balcon, era o mărturie a libertății dobândite. Și asta nu se exprima verbal. Asta e tare. Când au venit vorbele, a venit și minciuna. Iar asta, din punctul de vedere al teoriei politice, e tare. De la el am văzut-o, de la Bandele. Nu m-am prins deloc chestia asta, de lucrul ăsta. După aceea, expresiile oamenilor. Expresiile lor sunt variate. Ce m-a frapat este că în 22, pe măsură ce ziua progresa, adică mai întâi s-a aflat că, adică oamenii din piață au văzut că tiranul a plecat. Cei care erau la Jilava, unde mă găseam atunci, ăia care ne bătuseră groasnic înainte, acum și le ziceau banditule, nu știu ce, picioare, așa, au apărut și cu o privire pe care nu poți uita, e toată șmecheria românească în acea privire, brusc erau de-ai noștri, ziceau, băieți, a fugit dictatorul. Adică înainte eram bandit și mă drosneam, iar acum, băieți, a fugit dictatorul. Îi găsiseră și nume. Pentru că până atunci, să știți că îi spuneau tovarășul secretar general. Ai strigat împotriva tovarășului secretar general, banditule. Și tu ziceai, nu, minți. Dar acum era dictatorul, îi găsiseră nume. Bine, când apare cuvântul, apare și minciuna. Aceste chipuri, în ziua de 22 vreau să vă spun și eu, asta închei și îi dau cuvântul lui Ionuț. În ziua de 22, când ne-au dat drumul de la Jilava, nu mergea nimic, așa am luat-o pe jos, de la capătul tramvaiului, nu știu, 15, până în centru, la Piața Unirii. Știți cum a fost? Exact cum intrau comandanții de legiuni triumfătoare în Roma, atunci când Senatul aprobase un triumf. Pentru că toată lumea era la balcoane, erau radiouri, difuzoare scoase, făceau cu mâna. La cine făceau cu mâna? Lor își confirmau prin prezență, cum am spus mai devreme, redescoperirea libertății, adică prezența unui corp în spațiu public, fără să fie expus represiunii. Și cine? Nu trecea nicio oficialitate, erau oameni, noi nu știau că noi venim de la Jilava, că noi eram toți care veneam. Era un flux de oameni care se ducea spre centru și lumea făcea cu mâna. Era o fraternitate, o euforie. Ei bine, se văd aceste fețe euforice
acum devin îngândurate pe măsură ce a fugit dictatorul, se transformă în ceva ce oamenii simțeau că se strică. Și după 6:30 au început să tragă. Adică a început diversiunea sinistră pe care a organizat-o Iliescu și cașca lui, ca să-și creeze legitimitate, ci că ei sunt salvatorii Revoluției din ghearele celor care încă apărau pe Nicolae Ceaușescu. De unde? Dar oamenii au simțit, asta vreau să vă spun, mă întreb, au simțit conștient sau au simțit pentru că era o situație excepțională? Această îngândurare m-a tulburat profund și iarăși m-a trimis la faptul că noi trăim eternități succesive. Nu ne prindem de faptul că suntem eterni în fiecare moment. Albumul este excepțional, vă spun. Pentru mine a fost un prilej de a resimți tipul de onoare și de prospețime morală pe care l-am resimțit în 22 decembrie, în momentul în care am câștigat. Pentru că orice a făcut Iliescu, orice au făcut securiștii, ce au făcut lucruri nasoale, nu vă pot spune câte au făcut. Știți foarte bine. Au făcut toate nasoalele care le-au trecut prin cap și pe care au îndrăznit să le facă. Și cu toate astea noi am câștigat de atunci. Pentru că victoria fundamentală mi se pare ilustrată de faptul că oamenii au învățat să se arate pe ei un tip de corpuri care nu mai pot fi ucise. Asta este pentru mine lecția oamenilor simpli care sunt la balcon. Se arătau pe ei pentru a arăta lumii Revoluția a învins. Pentru că Revoluția a fost.